ziua la toată lumea. Primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să mă prezint, pentru că am venit pe aici doar ca musafir, niciodată nu am spus niciun cuvânt, am fost copil cu minte. Mă numesc Neluța Stăicuț, am 59 de ani și din noaptea Revelionului acesta, 2015, am pus un pariu cu mine însă, spunând așa: Neluța, ai așteptat 45 de ani să-ți realizezi câteva vise și n-ai reușit. Acum a venit vremea să o faci. Ești coaptă, ai ce să dăruiești, a venit momentul să zbori. Și mi-am propus să scriu această carte, pe care doream de mult să o dăruiesc semenilor mei, și am să vă explic imediat de ce. Mi-am propus să fac o expoziție de pictură și m-a ajutat Dumnezeu să fac chiar două. Mi-am propus să fac întâlniri din suflet pentru suflet, unde nu voiam și nu mi-am propus să învăț pe nimeni nimic, ci pur și simplu să mă întâlnesc cu oamenii și să discutăm așa, ca între prieteni, să ne atingem sufletul, să ne mobilizăm unii pe alții și dacă putem să găsim soluții la problemele fiecăruia. Bunul Dumnezeu, eu îi spun Bunuțu, așa simt eu, nu știu dacă greșesc sau nu, dar așa îl simt eu mai aproape. Bunuțu m-a ajutat și le-am făcut pe toate în primele 5 luni. Și sunt mândră că pariul meu pe care l-am pus în noaptea de Revelion, acela de a-mi demonstra mie însă că viața mea poate să înceapă la orice vârstă, s-a realizat. Am câștigat pariul. Vă mulțumesc din suflet. Acum, revenind la calitatea mea de terapeut, lucrez ca terapeut infoenergetician din 1996 și îi mulțumesc din suflet domnului comandor că mi-a schimbat viața în bine. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc. Niciodată nu pot să-mi stăvilesc emoția și să-i mulțumesc Bunuțului că a decis să fiu și eu soldat disciplinat în oastea lui de lumină. Așa mă văd eu, ca un soldat cu minte care face. Nu întreabă de ce trebuie să fac. Trebuie să fiu acolo când oamenii au nevoie de mine. În cartea mea există foarte multe exemple. Exemple de ajutor pe care l-am dat, cum să vă spun, așa, intempestiv, nu m-am programat, nu... Și m-am hotărât în acest an, am luat eu așa, între ghilimele fiind spus, tupeul la purtare și am spus: Neluța, după 20 de ani ai atât de multe cazuri, cazuri care, culmea, sunt repetitive în viața oamenilor. Vrem sau nu vrem, oamenii se încarcă energetic negativ. S-a vorbit atât de mult despre energia astăzi, fiecare din punctul lui de vedere, fiecare din perspectiva dumisale. Da, într-adevăr, oamenii se încarcă cu energie negativă și dacă nu ne vom mobiliza să fim din ce în ce mai buni, să fim din ce în ce mai curați din punct de vedere energetic, să dăruim acestei planete iubirea noastră, o vom distruge lent. Ce este mai trist din punctul meu de vedere este că va fi o distrugere irreversibilă, așa că ar fi cazul să ne punem mânuțele la treabă și sufletul la bătaie, ca să zic așa, și să ne apropiem mai mult de Bunuțu, să vorbim mai mult cu entitățile de lumină, să facem mai multe fapte bune, să nu mai trecem nepăsător pe lângă semenii noștri când îi vedem că au căzut, motivând că sunt beți sau sunt drogați. Dar de unde știm? Am verificat? Nu. Ok, atunci haideți întâi să verificăm și pe urmă decidem în consecință. Ce aș putea să spun fără falsă modestie? N-ar fi drept și corect ca eu însă să nu mă apreciez pe mine, primul om pentru mine în planul terestru vorbind. Cel mai important sunt eu. Dacă eu nu sunt în regulă cu mine însă, nu pot să dăruiesc iubirea mea semenilor mei. Deci eu trebuie să fiu în regulă cu mine,
trebuie să fiu armonică, trebuie să fiu calmă, trebuie să fiu caldă ca să pot dărui. Nu pot dărui dacă eu sunt în disarmonie, dacă sunt supărată, dacă sunt nervoasă. Cum să-i spun eu unui pacient de al meu, dragul meu, fii calm dacă eu încep să țip? Sau să-i spun nu fuma și o să stau cu țigara în fața dumisale. Nu se poate. Deci, luându-mi tupeul la purtare, m-am apucat să scriu această carte în dorința expresă că prin aceste exemple eu pot să dau oamenilor informația optimă, benefică și necesară, care să-i ajute să-și facă viața puțin mai frumoasă astăzi decât ieri. Spun acest lucru pentru că, într-adevăr, aceste cazuri eu le-am condensat în câte un exemplu, dar în spatele acelui exemplu au fost zeci de cazuri identice. Povestea era diferită și personajele principale din povestea respectivă, dar esența era identică. Și am spus, ok, dacă s-au repetat atât de multe ori, înseamnă că e un gen de tipologie de energii negative și atunci haideți să lucrăm pe ele. Și m-am apucat și am scris și am îmbinat propria mea viață, bucuriile sau mai puțin bucuriile mele, cu exemplele de terapie infoenergetică care, în ciuda faptului că fac atât de multe lucruri, rămâne prioritară. Pentru mine, cuvântul om înseamnă tot. Las orice pentru om. Indiferent ce fac în acel moment. Am pacienți care știu că la mine e casă deschisă. Dacă la ora 2 noaptea unuia dintre ei este rău și simte nevoia că eu îi sunt de folos, au unde liberă să mă sune la orice oră. Eu mă ridic pe marginea patului, îmi iau fotografia pacientului respectiv, îmi iau ansa și raportorul și mă apuc și lucrez. După ce termin, mă culc la loc. Care e problema? Mi-am făcut și treaba, bunuțul m-a văzut că am mai făcut și eu pe ziua respectivă o faptă bună și omul respectiv se simte mai bine. Și nu mai e nevoie să cheme salvarea sau ferească Dumnezeu ce alte ajutoare. De ce v-aș recomanda această carte? Pentru că în afară că are aceste exemple, am pus în ea tot sufletul meu. Și nu o spun deloc ca să vă impresionez, dar chiar l-am pus. De adevăratele, de adevăratele. Fiecare cuvânt din această carte am învățat de la domnul comandor, pentru care iar am un deosebit respect și încă o dată vă mai mulțumesc, să verific. Am măsurat fiecare cuvânt, dacă e pus unde trebuie, fiecare virgulă, dacă acolo e bine sau nu să fie pusă. Nu știu dacă va plăcea la toată lumea, dar știu un lucru. Că doamna Armenescu, care mi-a făcut prezentarea cărții, mi-a făcut prefața cărții, eu până am primit răspunsul de la dânsa, tremurau genunchii cum îmi tremură și acum și de-abia stau în fața dumneavoastră. M-au trecut toate furcile caudinei. Nu știam ce îmi va răspunde. Mi-era teamă când va spune, doamna Stăicuț, vă rog frumos, veniți cu chestii de-astea la mine. Și când am citit primele cuvinte din prefața dumisale, am plâns, dar așa, credeți-mă, ca un copil din acela care nu se poate stăpâni. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă, ați fost deosebită. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc din suflet și mai ales vă mulțumesc pentru această invitație. Ca să nu o lungesc foarte tare, mai vreau să vă mai fac un anunț că Neluța trebuie să fie completă, nu poate fi incompletă. V-am spus că am făcut o groază de lucruri și doresc să le continui. Ultimul meu proiect, pentru că nu-mi place să abandonez drumurile la mijloc de drum, a fost să mă gândesc la copii. Dar nu numai la copii, la copii, mămici, tătici și bunici. Și în acest sens am făcut un site care se numește Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru mămici, tătici și bunici. Și acolo o să, deja am 3 povești foarte frumoase la care
am învățat să fac și eu videoclipuri, nu știam, la 59 de ani e fabulos când mai înveți ceva nou. Am povești și pentru copii, am și pentru bunicuțe, am și pentru tătici și pentru mămici și mi-ar plăcea ca undeva, într-un colț de suflet al fiecărui om pe care îl întâlnesc până voi muri, să fiu un exemplu pozitiv. Să le demonstrez doamnelor de vârsta mea că dacă am ieșit la pensie, nu înseamnă că viața noastră s-a terminat. Viața noastră abia atunci începe. Ne-am așezat copiii la casele lor, ne-am rezolvat problemele materiale, care sunt și alea necesare până la urma urmei. Nu putem trăi în corturi, nu? Trebuie să avem și noi acolo un acoperiș deasupra capului. Și acum putem să dăm tot ce am acumulat o viață întreagă. Și slavă Domnului că într-o viață avem atât de multe lucruri de învățat și atât de multe lucruri când le-ai acumulat să le dăruiești și altora. Pentru că eu am convingerea fermă, dar fermă, fermă de tot. Nu avem timp să facem toate greșelile de pe pământ, toate păcățelele, ca să învățăm lecțiile. Și atunci mai aruncăm și noi câte un ochi la vecinul, să mai învățăm și de acolo ca să putem merge mai departe. Vă mulțumesc din suflet și iertați-mă dacă v-am reținut prea mult. Noi îți mulțumim, Neluța. Eu puteam să o prezint pe Neluța puțin mai amplu, să amintesc și că a fost eleva domnului comandor, pentru că știam acest lucru. Dar așa cum a vorbit, așa este scrisă și cartea, într-un stil care captează atât atenția cât și bunăvoința cititorului. Și acum doriți? Efectiv ne-a cucerit prin sinceritate și a avut un pas mare către cunoaștere, către, și către Academia de Română, din partea noastră o diplomă și o carte clasică, Muzele Gândului, al de lucrează. Sunt pe aceeași lungime de... Iar eu vă dăruiesc cartea pentru toată dragostea și mulțumesc. Toată iubirea. La următorii pași către... Doamne către eu, mulțumesc. Neluța, ai și din partea mea un volum intitulat Medicină și terapie naturală pentru toți, pentru că alt volum este pentru Livia. Am scris-o în urmă cu mai bine de 10 ani, în colaborare cu domnul academician, doctor farmacist Ovidiu Bojor. A transmis salutări la 91 de ani, sincer n-am mai vrut să-l deranjez. Da, da. Pot să mă abțin și nici nu vreau. Chiar dacă lipsește domnul Ovidiu Bojor de aici, aș vrea din suflet să-i mulțumesc pentru că mi-a fost profesor de fitoterapie. Am petrecut cu dânsul și de aromoterapie. Am mers cu dânsul seară de seară, luându-l de la sală și ducându-l până la dânsul acasă și am învățat suplimentar, dacă pot să spun așa, din sufletul dânsului enorm și pentru că mi-ați dăruit această carte, nu puteam să nu-i mulțumesc așa, cu toată inima și cu toată dragostea. Așa cum îi mulțumesc domnului comandor, pentru că chiar mi-a schimbat viața. După ce am scris această carte, cineva m-a întrebat de ce nu scriu poezie și i-am spus pentru că eu nu știu. Și a zis, ai încercat? Și am răspuns, nu. Ok, încearcă. Și am încercat. Și de pe 19 septembrie scriu, nu știu dacă e poezie, dar știu că e din suflet. Asta o să decideți dumneavoastră. Poezia mea se numește Am observat în viață. Am observat în viață că oamenii sunt triști. Aleg lacrima durerii în locul fericirii. Am observat în viață cum oamenii se ceartă în loc să se împace și mult să se iubească. Am observat în viață că oamenii invidiază în loc să se ajute și să se aprecieze. Am observat în viață că oamenii sunt bolnavi. Bolnavi de răutate în loc de bunătate. Am observat în viață că oamenii sunt orgolioși, aleg să se jignească în loc să se iubească.
Am observat în viață că oamenii sunt geloși. În loc să se respecte, să fie generoși. Am observat în viață că oamenii sunt zgârciți. În loc să-și dea o pâine, darnici să fie toți. Am observat în viață că oamenii sunt urâți. Aleg să-și pună mască în loc să fie frumoși. Am observat în viață că oamenii sunt leneși. Aleg să trândăvească în loc ca să muncească. Am observat în viață că oamenii sunt gurmanzi. Aleg îmbuibare în loc de cumpătare. Am observat în viață că oamenii sunt bețivi. N-au pâine pe masă, dar mereu o sticlă în casă. Am observat în viață că oamenii sunt timizi. Nu știu ce e curajul, nu știu ce e îndrăzneala. Am observat în viață că oamenii îl neagă pe bunuțul în loc să se închine și să-l preaslăvească. Ia seama, omule, la ce e bun, la ce e frumos. Fii generos, fii darnic, tandru și înțelept. Ajută-ți semenii la greu, nu prididi chiar dacă-i greu. Muncește, bucură-te, speră că mâine este o zi prosperă. Crezi în bunuțul și maica lui, încrede-te în sfinți și în îngeri și ai să vezi cum viața ta va fi din ce în ce mai bună. Îmi permit să vă spun că vă iubesc, vă mulțumesc că m-ați suportat și vă doresc tot binele din lume.